faptul că rușii folosesc acele baloane tocmai pentru a distrage atenția sau pentru a... O să ne explice generalii noștri, de fapt, despre ce este vorba. Și lovesc în toată Ucraina. Și ceea ce se întâmplă mi se pare foarte important, și anume purtătorul de cuvânt, un general rus, al armatei ruse, vine și spune așa, că le-am blocat prin aceste, nu doar prin aceste, prin mai multe operațiuni, transporturile de armament din Occident către Ucraina. E așa sau nu e așa? O să ne uităm și la hartă, o să revenim la harta cu insula Hainan. E Hainan sau Hainan? Hainan. Insula Hainan, care e bun. E bun? care este folosit de chinezi pentru o serie întreagă de operațiuni militare și de unde ar fi lansat baloanele spion. Ne întoarcem imediat la această chestiune. Dar haideți să ne întoarcem foarte aproape de noi în Ucraina. Haideți să vedem o hartă cu ceea ce s-a întâmplat în ultime ore și unde au lovit rușii și unde au lovit ucrainienii. Pentru că ucrainienii, așa cum au spus, au lovit în peninsula Crimea, au trimis cele 10 drone. E un contraatac sau nu? O să vedem imediat. Înainte de toate, vreau să vă întreb ceva, domnul general. Intrăm în săptămâna neagră. Un an de zile de la începutul războiului. Și vedem că rușii parcă schimbă un pic lucrurile. Până acum auzeam că multe dintre dronele iraniene sunt lovite. Auzeam că rachetele, unele dintre ele, sunt doborâte către ucrainieni. Folosesc o tehnică nouă cu aceste baloane reflectorizante. Și vedem că lovesc în toată Ucraina. Lovesc din Marea Neagră, lovesc în multe feluri. Vă așteptați ca în zilele următoare, până pe 24, să vedem o intensificare a atacurilor și a operațiunilor și vin și spun că lovesc în zonele în care se fac transporturile și că le-au blocat. Le-au blocat sau nu le-au blocat, domnule general Mândrescu? Evident că probabil că știu pe unde intră el. Nu mă aștept să lovească teritoriul NATO de unde vin, ci după trecerea graniței în Ucraina. Deja știu probabil acele locuri, pentru că aceste zone au și zone de concentrare a acestor transporturi până când ele pleacă la unitățile din Ucraina. Deci probabil că ei știu care este situația. Pentru că ei au lovit în zona Liov, da? Da. Lovesc în zona Liov și întrebarea este... până la urmă și dacă balonul care a venit în România nu cumva a încercat să verifice același lucru. Deci transportul nu este o chestiune ușoară. Logistica este o chestiune științifică. Este și o știință, știința logistică. De asta toate aceste transporturi sunt calculate. Zonele de unde vin ele, culoarele prin care ele sunt trecute, culoarele de transport, sunt de asemenea calculate ca și capacitate și anumite categorii de tehnică pot veni numai pe anumite categorii de drumuri sau de cale ferate. Și acestea sunt cunoscute. Este o regulă militară de bază, spune eu, ca aceste lovituri să fie făcute la un război, pe timpul unui război. Deci și pentru noi militare, asemenea lovituri se încadrează în ceea ce numim noi lovituri în adâncimea inamicului. Prin aceste lovituri în adâncimea inamicului urmărim să dereglăm comanda și controlul din adâncimea dispozitivului său, problemele de logistică, aprovizionare, astea fiind cunoscute și recunoscute ca fiind ținte legitime. Nu vorbesc de ținte civile. Deci nu vorbesc de ținte civile, ci de ținte legitime din punct de vedere militar, unități militare, formațiuni militare, ravioane de dispunere de concentrare, baze logistice, noduri de cale ferată pe care este transportată tehnica militară. Ei au lovit aici ce? Noduri de cale ferată, pentru că, așa cum spuneam, au lovituri în multe zone. În centru, da. În sud, în vest. În momentul în care au dat aceste lovituri, s-au dus mai ales pe nodurile de cale ferată, pentru că prima oară aceste transporturi vin pe cale ferată. Mă refer la tehnica grea, atunci când vine ea. Evident că există categorii de armament și de muniție care pot veni și cu camioanele, dar majoritatea acestor transporturi vin pe calea ferată, care are calea ferată având o capacitate mai mare de transport și poate fi și aparată mai ușor pe undeva. Bun, calea ferată în momentul în care este aruncată în aer, ce mai fac ucrainienii, cum își mai transportă echipamentele care vin din vest? Calea ferată, în momentul în care acționezi și declar că o
un culoar, este un culoar de bază pentru sistemul tău logistic, acel culoar trebuie apărat din punct de vedere anterian. Dacă nu o faci, înseamnă că îți faci o cruce și ești cu Dumnezeu înainte. Deci trebuie ca mijloacele ale tale să țină acea zonă, să o țină sub cupola apărării anteriene. Este foarte important ca să dispui aceste mijloace așa cum trebuie. Și în momentul în care totuși se întâmplă ca aceasta, ca o cale ferată sau un culoar de transport să fie lovit, atunci automat vin echipele care repară acele stricăciuni astfel încât ea să fie dată să fie repusă în funcțiune, dar înainte de asta sunt căi de legătură ocolitoare care nu sunt așa de avantajoase ca primele căi, dar până când cele vechi, cele mai avantajoase sunt repuse în funcțiune, sunt așezate, sunt utilizate aceste căi de legătură ocolitoare. Domnule general, haideți să luăm un pic cu România. A intrat, n-a intrat balonul, nu știm. A fost o țintă falsă, cum ne-ați explicat, nu știm. Cert este că domnul Zelenski a făcut un lucru pe care mulți l-au considerat București greșit. România nu a vrut să vorbească niciodată, poate pe bună dreptate, astea nu sunt lucruri despre care se vorbește neapărat în public, despre modul în care se tranzitează România cu diverse lucruri pentru Ucraina. Asta a fost decizia României. Domnul Zelenski a venit și a zis, prin România au trecut rachetele. Nu? Adică au zburat spațiul aerian, la asta vă referiți, nu? Au zburat rachetele. Că au zburat rachetele sau că au trecut și... Nu, cele două. Doar cele două, că n-a tranzitat nimic? Nu, ultima oară Zelenski nu a spus că acele rachete care au fost trase din Marea Neagră au traversat... Au survolat teritoriul. Dacă a fost un balon, da, poate au încercat să verifice dacă prin România trec echipamente către Ucraina? Nu aveau cum cu acel balon. De prima oară că nu știm dacă acel balon a existat. Nu știm dacă și dacă a existat, cât de mare era. Adică ca să avem, să stabilim o serie de scenarii privind funcționalitatea, privind obiectivele existente. Cum ar putea să aibă vizibilitate la sol ca să vadă dacă pe acolo sunt transporturi sau nu? Deci să fim convinși că există, zona ucraineană este supravegheată de sistemul de satelit pe care Rusia îi are. Pentru că aici este zona cea mai fierbinte și e suficient ca să... Nu este suficient. Evident că nu este suficient. Dar cred că trebuie să ne gândim de asemenea că au și alte mijloace de informații, mai ales informații militare și informații civile, cu care se uită. Se uită ei și supraveghează această zonă. Este bine ca doar să încerce și să nu își îndeplinească misiunile ofițerii de informații ruși, dar eu cred că sunt aceste încercări. Cât de mult știu, cât de mult nu știu, asta eu nu am de unde să știu. Dar ei probabil, de fapt sigur, fac aceste supoziții că anumite zone din România sunt folosite pentru tranzitarea unor categorii de material care trebuie să ajungă în Ucraina. Căutam o declarație și iată că am găsit-o. În momentul de față, Rusia trece la un anumit gen de amenințări. Da? Și împreună cu dumneavoastră, domnilor generali, dumneavoastră ne-ați explicat că probabil ceea ce vom vedea în perioada următoare nu va semna cu prima invazie. Ceea ce pare că nu seamănă sub multe aspecte. Și anume, ei lovesc modul prin care Ucraina primește arme, lovesc în momentul de față folosind rachete inclusiv din Marea Neagră în diverse zone ale Ucrainei și în momentul de față vin și spun în felul următor. Foarte amenințător. Toate liniile roșii au fost deja încălcate de țările occidentale. NATO și țările occidentale varsă petrol pe foc, furnizează arme și alege ținte pentru atacurile ucrainene. Și primul reprezentant permanent ajung la ONU declară pentru Newsweek că Statele Unite și alte state NATO varsă petrol pe foc, furnizând Ucrainei acest ajutor militar, arme destructive și spune așa, toate liniile roșii au fost încălcate de către țările occidentale. Și spune așa, înseamnă că NATO nu numai că furnizează arme, ci și alege țintele pentru loviturile Ucrainei. Deci, asta înseamnă implicarea directă în conflict. Când vin declarațiile astea? Și unde se fac declarațiile astea? Declarațiile astea se fac în Statele Unite, într-o publicație extrem de respectabilă și citabilă, și se întâmplă să fie cu câteva zile înainte ca președintele Biden să vină, și aici mai vine o surpriză. Domnul Zelenski a venit astăzi și a vrea să